Mulțumesc, domnul președinte. Doamnelor și domnilor deputați, declarația mea politică de astăzi se numește 10 octombrie, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Mă aflu astăzi în fața dumneavoastră cu prezenta declarație politică prin care doresc să vă solicit sprijinul pentru adoptarea PLX 187 din 2017, proiect de lege privind instituirea zilei de 10 octombrie, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești, care va ajunge astăzi în plenul Camerei Deputaților. Proiect de lege care are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 10 octombrie, Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. Cu această ocazie, autoritățile publice centrale și locale, celelalte instituții ale statului, societatea civilă, persoane fizice vor organiza programe și manifestări educative de voluntariat cu caracter social sau științific consacrate promovării produselor agroalimentare românești. În plus, autoritățile administrației centrale și locale pot acorda sprijin logistic și pot aloca fonduri din bugetele proprii în vederea organizării și derulării în bune condiții a manifestărilor prevăzute în inițiativa legislativă în limita alocațiilor bugetare aprobate. Un alt aspect important al legii pe care doresc să-l evidențiez prin prezenta declarație derivă din faptul că am considerat necesară introducerea unei definiții din produsul agroalimentar românesc, care prezentând produsul obținut pe teritoriul național din materii prime de bază provenite în proporție de 100% din fermele din România și are inscripționat pe etichetă drapelul României. Prin acest amendament ne-am propus să contribuim la promovarea produselor agroalimentare românești în vederea creșterii cererii și întăririi competitivității pe piața aprovizionării cu produse autohtone. La final doresc să precizez faptul că prezenta lege a fost votată în unanimitate în cadrul Comisiei din 30 mai, demonstrând că odată faptul că agricultura românească nu trebuie să aibă culoare politică. Vă mulțumesc, deputat Alexandru Stănescu.